este discontinuator... Deci dacă vrem să vorbim istoricește. Dar este discontinuatorul măsurilor în privința banilor, în privința cash-ului. Acolo am văzut că a existat o stare de discontinuitate. L-am văzut pe domnul Ciolacu venind cu această festivitate a renunțării la acea idee, domnul Gâdei. Vi s-a părut o idee bună renunțarea sau vi s-a părut o idee bună luarea acelei decizii? Vă rog. Până la urmă, premierul și-a asumat, chiar dacă nu de la domnia sa au plecat aceste lucruri. Până la urmă, eu în ultima perioadă nu l-am mai văzut pe ministrul Boloș, nu l-am mai văzut pe iasă să spună și el două cuvinte, pentru că mi-aduc aminte, luna trecută era foarte vorbăreț, unde se plimba, întâlnea câte un microfon și îți spunea câteva trăznăi. Nu-i mai tăcea gura și acum nu găsește nimeni. Acum, de când scandalul ăsta și de când la Sinaia, nu știu dacă a fost și dumnealui, că știți că el nu e practic membru al Partidului Național. Nu e membru deloc. El nu e membru de partid. Nu l-a mai văzut, nu l-a mai văzut. Sper să iasă zilele următoare, să aibă bărbăția și să-și asume alături de Guvernul României lucrurile astea care au stârnit o panică în rândul populației. E drept că, din punctul meu de vedere, aceste măsuri nu priveau în mod direct marea majoritate a românilor. Acea chestie cu limitarea, cu cardurile, s-a produs o isterie și, bineînțeles, mă leg de subiectul anterior, ați dat de lucru doamnei Șoșoacă și celor ca ea, spunând că gata, ne interzică ăștia banii intenși, că tot păi trecem... Nu, atenție, nu noi am dat de lucru. Dumneavoastră ați dat de lucru. Noi doar am remarcat. Dumneavoastră ați dat de lucru. Da. Deci lucrurile, eu cred că trebuie, până la urmă, să intre într-un făgaș normal în ceea ce privește combaterea evaziunii fiscale în România. V-am ascultat și pe dumneavoastră discutând despre ANAF și aveți dreptate. El trebuie reformat. Tot vorbim de digitalizarea aia pe care nu o mai terminăm. El trebuie reformat și vreau să funcționeze cum funcționează în statele din Uniunea Europeană. Să fie ferm, să fie eficient și să aibă încasările pe care bugetul statului să se poată baza. Domnul